Bun venit la Vlogmas 23! Nu voi începe clișei prin a spune că nu știu când a trecut timpul și a ajuns iar perioada Vlogmasului, deși așa este, anul acesta a zburat efectiv și nu cred că sunt singura care crede acest lucru, dar mă bucur că a venit din nou perioada Vlogmasului pentru că e o perioadă în care vorbim mai multe, ne conectăm puțin mai mult, împărtășim mai multe idei și atunci mie îmi place foarte mult, mă pasionează, plus că avem parte de toate crăciunismele acestea superbe, mă scuzați, dar eu de curând am intrat în casă. Voi da startul puțin atipic acestui vlogmas, deoarece știți că în general filmam pe data de 30, când este Sfântul Andrei, și postam pe 1 decembrie ca să vedeți primul clip din vlogmas, dar voi începe să filmez, adică astăzi când filmez este data de 29, pentru că așa cum v-am anunțat, nu vom avea câte un clip de pe o zi pe alta, cum au fost în anii anterior, ci vom avea câteva zile filmate, după care postăm. Și, practic, vreau să vă filmez astăzi, astăzi fiind deja după amiază, pentru că eu abia m-am întors, abia ce m-am întors de la muncă. Filmăm și mâine, cât se poate, puțin din 1 decembrie, ca să vă zic și eu la mulți ani, așa cum se cuvine, iar pe 1 decembrie seara ne vedem cu acest vlogmas. De aia zic că este puțin atipic și o să mă întrebați de ce filmez așa, de ce nu pot începe tot de mâine să filmez. Ei bine, pentru că astăzi, știu, poate e puțin cam prea devreme pentru unii, facem bradul. Știți că în general noi avem tradiția de a face bradul pe 1 decembrie, dar ar vrea ca bradul, împodobirea bradului, să fie în primul clip din acest vlogmas, plus că mâine fiind Sfântul Andrei, pe iubitul meu îl cheamă Andrei, așadar avem un sărbătorit și vor veni pe la noi nașii noștri de cununie, pentru că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și probabil știți cum e când ești prins în viața de zi cu zi, timpul trece foarte, foarte repede și atunci nu e musai că uiți să te vezi cu niște oameni, dar pur și simplu timpul nu-ți permite, plus că a fost și toată perioada asta cu sarcina, cu răul meu și niște lucruri de rezolvat, dar acum a venit în sfârșit timpul să ne mai vedem și noi. Și pentru că mâine vin, iar mâine vom fi prinși cu, cel puțin eu, voi fi prinsă cu anumite pregătiri din acestea culinare, să zicem așa, aș vrea în seara asta să împodobim bradul, pentru că nu vom avea mâine timp. Mâine iubitul meu ajunge acasă pe la 2-3 și la 6 vin nașii și nu vom sta să împodobim bradul fix înainte să vină ei și aș vrea să fie așa un mediu cozy și să scăpăm odată de toate, nu știu, decorațiunile astea de toamnă, pentru că simt că nu mai reprezintă absolut deloc. Vremea de afară arată iarnă, se simte iarnă, este ger, este frig și atunci aș vrea să fie așa un mediu în acesta mai crăciunist, plus că, na, ce mi-e pe 29, ce mi-e pe 1 decembrie, e un pic cam prea devreme, nu cred că am mai făcut asta, știu că într-un singur an când stăteam cu ai mei, l-am făcut pe data de 30, nu știu voi cum procedați, știu că sunt persoane care în continuare păstrează tradiția cu 24 decembrie, vă felicit, nu știu cum puteți, mie îmi place în luna decembrie să mă bucur zi de zi de brad, vreau să-l am zi de zi și de aceea a fost tradiția cu 1 decembrie, dar cu cât e mai devreme, cu atât mai bine. Până la momentul acesta, nu știu dacă voi ați văzut vreun intro, încă nu am rezolvat problema intro-ului. Vă zic că sunt și foarte agitată, pentru că sunt foarte multe pe capul meu. Întâi de toate, astăzi a fost ultima mea zi la muncă și a fost o zi foarte răvășitoare, să zicem așa, emoțional, pentru că vrei, nu vrei, atunci când lucrezi cu copii, te atașezi cumva și au fost și lucruri bune și lucruri rele, a fost o experiență în sine, tot lucrat aici toate lunile astea și am făcut azi și Secret Santa, am avut și petreceri din 1 decembrie cu copii, am făcut și decorațiuni de Crăciun și a fost totul așa foarte emoționant și cumva am avut și lucrul ăsta pe cap, totodată urmează să mai rezolv câte ceva, trebuie să-mi vină niște analize de la mediul cu ginecolog, s-a dus iubitul meu acum să le ia, a fost foarte drăguț din partea lui că e mai în partea cealaltă de oraș. Totodată trebuie să mă întâlnesc cu mai multe persoane, prietene de ale mele și atunci nu știu cum să le programez în așa fel încât să fie totul ok. Avem și asta cu bradul, de intro încă n-am apucat să mă ocup așa cum v-am zis. Zilele trecute nu am mai avut timp pentru că într-o zi am fost cu iubitul meu la dentist, i-am făcut cadou de ziua lui un pachet din acela de igienizare a dinților, de tratraj și periaj pentru Sfântul Andrei și mi s-a părut un cadou așa foarte practic, să-i spunem, și atunci am fost cu el să-și facă. Am avut de pregătit cadouri pentru Secret Santa și a fost așa o nebunie. V-am zis, trebuie să și gătesc, trebuie să facem cumpărături, azi vom merge și la cumpărături. E nebunie, e tărăboi, dar mă bucur că s-au rezolvat așa unele lucruri. Mai urmează săptămâna viitoare, o să vedeți în vlogmas. Avem de mers prin spital, de așteptat, după adeverințe, după multe, multe alte lucruri, dar vreau să vă arăt și ce am primit astăzi la Secret Santa. Noi am făcut, v-am spus că noi practic la muncă suntem patru colegi
și pe lângă că am făcut Secret Santa, fetele au fost foarte drăguțe și mi-au făcut și un mic cadou, pentru că după cum știți urmează ziua mea în decembrie, iar eu nu voi mai fi în decembrie acolo și s-au gândit ele așa în avans să-mi facă un cadou foarte drăguț din partea lor. Mă rogam și aici un mic mesaj cu Ilinca, dorim o sarcină și o naștere ușoară și o bebelină frumoasă și sănătoasă, și s-au semnat. Și bineînțeles că lucrurile pe care le-am primit vi le arăt prima oară pe astea, că dimineața vreau să zic că m-am topit și m-am emoționat. Noi ne-am dus un pic mai devreme ca să împărțim cadourile și eram toată emoționată, vă zic sincer. Toate lucrurile, vă dați seama că sunt despre bebelină, despre fetița noastră, v-am spus despre sarcină, nu mai intru în detalii. Mai fac așa unele paranteze, că poate sunteți prima oară, nu mi-ați mai urmărit un clip de foarte mult timp și nu înțelegeți care bebe. Dar vreau să vă arăt ce mi-au cumpărat fetele. Toate, v-am spus, sunt pentru bebe când o să vină. Practic pot să zic că ăsta e primul cadou pe care îl primesc în legătură cu bebe. N-am mai primit niciunul până acum și m-a emoționat foarte tare dimineața, nici nu știam ce-i cu mine, nu găseam cuvintele. O jucărie din aceasta care cred că o să-i placă foarte mult, pentru că e o jucărie tipică copilașilor. Văd că are și partea asta care cred eu că o să ajute mai târziu când vine vorba de dințișori. Mai avem ceva foarte drăguț, doamne, uitați-vă un pic. Niște șosețele gri și roz. Avem gri, roz și aici mai avem un perechi tot așa roz, fără model în partea de sus, că dacă le vedeți, acestea sunt cu model aici. Doamne, deci astea sunt simpatici rău cu rechiușe. Și mai avem un fel de compleu, să zicem așa, format din pantalonaș. Eu plâng, eu de ce plâng? Eu nu înțeleg. Eu chiar sper să-i vină toate lucrurile astea. Mă gândesc că fetele le-au luat special pentru un nou născut, dacă nu mă înșel. Da, ia să vedem. Da, mărimea pentru nou născuți și așa, foarte fain. Este setul ăsta, e de la H&M, în caz că vă interesează, poate aveți bebeluș sau mai știu eu ce, v-am zis că am văzut și eu acum pe etichetă, că dimineața n-am văzut nimic. Și asta a fost cadoul meu din partea lor, foarte drăguț și foarte simpatic. Deci vă zic că m-a răvășit total, încerc să nu vorbesc foarte mult pentru că o să filmez deja câteva zile și nu vreau să umplu inutil. Și asta a fost cadoul meu de Secret Santa de la una dintre colege. În primul rând, mă bucur că mi-a făcut cadou o carte. Deci dimineață nu mai conta ce carte. Cred că putea să fie acolo și o carte de colorat și orice carte. Dar când am văzut, știu că mi-a zis și colega respectivă că face parte dintr-o serie, Umbra Vântului, practic am primul volum și chiar sper să-mi placă foarte mult. Văd că pe spate chiar și Stephen King și-a dat cumva cu părerea despre cartea asta. Dacă ați crezut cumva că marele roman gotic a murit odată cu secolul al XIX-lea, Umbra Vântului o să vă facă să vă răzgândiți. Un roman de primă mână, plin de capcane, de intrigi, care se desfac unele din altele. Nu știu exact despre ce e vorba. A încercat ea să-mi explice un pic, dar nu vreau să vă fac capul calendar acum, dar da, primul lucru a fost această carte. Apoi, o decorațiune foarte drăguță și chiar îmi făceam griji zilele acestea că nu prea am decorațiuni de Crăciun și uitați că pot să zic că mi-am mai adăugat ceva la colecție și un set pe care chiar voiam să mi-l cumpăr din Pepco cu lumânare și odorizant din acela de cameră. Când am fost zilele trecute, dacă se mișcă, să știți că Marcelino roade trepiedul. Când am fost zilele trecute să-i cumpăr cadou colegii, am văzut și setul ăsta. În primul rând am vrut să-i iau ei, dar după eu m-am răzgândit și am luat altceva și atunci am vrut să mi-l cumpăr mie, dar am zis lasă, mai aștept, o să văd eu. Și foarte fain că am lumânare, chiar mă plângeam că n-am nicio lumânare de Crăciun. Uitați-vă că am făcut rost și un odorizant din acesta de cameră. Foarte simpatice, eu orice fel de cadou îl apreciez, mai ales când vine vorba să fie și pe gustul meu, nimic nu comentez și îmi place foarte mult. Și punguța foarte simpatică. Foarte, foarte drăguț. Bun, cam asta am vrut să vă arăt pentru moment. Aștept să vină iubitul meu cu analizele, să le verific să fie totul în regulă, deși cred că sunt, dar vreau eu să fiu că am așa pitici pe creier. După care cred că o să mergem la cumpărături, vi le arăt așa fugitiv, nu insist foarte mult că nu vreau să fie. Diseară ne auzim cu Bradu, mâine cu pregătirea mesei și poate un pic și vineri dimineață, pe 1 decembrie, că trebuie să ies cu una dintre prietene. O să vedem că e o nebunie și o harabură. Eu nu știam că vine cumva și e un pic complicat, că vine în oraș și cumva în zilele astea oricum nu am timp nici măcar să respir și de aia vedem cum ne organizăm. Gata, vă las pentru moment, ne auzim un pic mai încolo. Ne-am întors și noi de la Lidl și v-am spus că urmează să avem mâine o masă festivă, așadar am cumpărat câte ceva pentru masa de mâine. O să vă arăt că sunt câteva lucruri ușoare, dar pentru că nu vreau să fac un vlogmas, un prim episod de vlogmas foarte lung, o să vi le arăt fugitiv fără prețuri sau alte nebunii. Bun, masa de mâine o să se bazeze mare parte pe pește, pentru că noi ținem post și cumva mi se pare normal să gătesc ceea ce mâncăm și noi, cu mici inserții de mozzarella, brânză, care o să fie special pentru invitații. Am luat aici 3 baghete, erau calde când le-am luat, ulterior s-au răcit.
ca să le tai eu așa rondele și să fac diferite aperitive, dar asta vedeți mai bine mâine. Și cumva am fost pentru cumpărăturile astea la vreo două magazine Lidl, pentru că aparent oamenii, nu știu ce s-a întâmplat, a dat iama și au golit toate rafturile de pește și tot ce aveai nevoie. Am luat și două pungi de făină, astea le-am luat că erau la reducere, nu că aș avea nevoie pentru mâine, plus că în ultimul timp am văzut că fac foarte des turte, prăjituri, tot felul, și atunci am nevoie de făină. Am luat și multe roșii cherry, asta pentru că în momentul acesta se prepară o focaccia, este la dospit și o să-mi trebuiască să pun roșii cherry și măsline. Măsline am în frigider și totodată am mai luat niște din aceste, tot roșii cherry, dar din acestea cu codiță cumva, pentru că o să fac păstrăv la cuptor cu roșii cherry și piure de mazăre și atunci am nevoie de roșii în acestea frumușele. Am luat și o rezervă din aceasta de săpun lichid antibacterian și asta e ceva nou pentru toaletă, n-am mai testat până acum, nu mai găseam, n-am găsit ce luam noi în general și a luat iubitul meu varianta asta cu lavandă, asta sunt pentru noi. Aici am niște vinete pentru că mâine dimineață mă pun să fac o zacuscă cu ton și am nevoie de vinete, cremă de brânză pentru că o să pun și o să fac niște tartine cumva, nu știu cum să le zic, mă rog, pe mini baghetele acelea o să ung eu cremă de brânză, iar pe deasupra o să pun ceva somon, aici mozzarella ca să completez, mozzarella normală, clasică, mini mozzarella, o să completez în aperitive ca să mai mănânce invitații, clementine, pentru că mereu trebuie să fie clementine pe masă de sărbători și cumva Sfântul Andrei dă startul sărbătorilor acestora de iarnă și avem nevoie de clementine pe masa noastră. Morcov, tot așa am luat ce mai găsisem și eu pe acolo. Morcovul l-am luat tot așa pentru zacuscă. Aici ardei capia, tot pentru zacuscă. Tonul, vedeți aici am luat două cutii de ton în suc propriu pentru zacuscă, lămâi pentru păstrăv, mazăre, că am nevoie pentru piureul de mazăre, aici am luat tot așa să pun pe un fel de tartine pate cu somon, un mini bulion, ăsta sincer nu știu de ce l-am luat, dar cred că nu mai avem în casă și ca să mă asigur. Aici avem băuturile, am luat un suc din acesta, toate sunt fără acid ca să pot să beau și eu și cât de cât ok pe ingrediente. Ăsta e multivitamin și multivitamine și ăsta e ceva cu portocale, o apă plată, o apă minerală și pentru că la pește merge vinul alb, eu nu consum, dar consumă invitații și iubitul meu, bineînțeles că e ziua lui. Am luat și, ca să mai ronțăim pe lângă ce aveam în casă, am luat și niște alune, pentru că atunci când stai la masă îți mai vine să ronțăiești așa uneori. Aici ce nu v-am arătat? Am luat un hummus, tot așa ca să-l pun pe masă și pentru că nu mai am timp, v-am zis că timpul meu e limitat și oboseala se resimte la o zi la alta, plus că e o perioadă mai nebună, am luat prăjituri să le pun pe platou, negresă de post, foarte bună, și prăjitura asta, din care aș mai fi luat o cutie, dar nu mai era, prăjitură cu morcov și nucă, tot de post, vă recomand din suflet. Pentru nașa am luat aceste praline cu fisic, pe care o să îi le dau, bineînțeles, acasă, o să le pun frumos și o să le împachetez, și o crăciuniță, îmi place foarte mult și chiar vorbeam cu iubitul meu că nu înțeleg de ce n-am luat mai multe, ca să-mi pun și eu prin casă, dar nu contează, rezolvăm zilele viitoare. Și aici am luat somon ca să le pun peste crema de brânză, mă rog, pe tartinele respective, și două caserole de păstrăv din acesta. Curcubeu proaspăt eviscerat, e foarte bun, având în vedere că este un păstrăv și un pește proaspăt, e delicios și o să vi-l arăt mâine în mare parte cum se prepară, cum îl prepar eu. Și practic sunt 4 pești pentru că suntem 4 persoane și vine câte un pește de fiecare. Cam acestea sunt cumpărăturile. V-am zis, momentan fac focaccia și mâine dimineață cred că o să ne auzim cu tot ce avem de pregătit. Acum vă las cu împodobitul bradului.
Neața, inițial am zis că n-am să vorbesc acum cu voi, dar am găsit ceva aici. O să vă pun imediat la curent cu cum sunt cu treburile pe ziua de azi și ce am mai făcut. Este a doua zi, după cum v-ați dat seama, joi, 30 noiembrie, așadar dacă vă cheamă Andrei sau Andreea, eu vă urez din suflet la mulți ani, după cum știți am și un sărbătorit foarte important, pentru care urmează să fac niște pregătiri cu Șica. V-am zis, tot ce ține de masă, că avem invitați și așa mai departe, îmi beau și o cafeaua. Sunt trează de ceva timp, în jur de ora 10 și m-am tot învârtit pe aici, am pus rufe la spălat, dacă auziți mașina, sper să nu se audă, că e destul de silențioasă în general. Am spălat vasele care au rămas de aseară, bineînțeles că mereu rămân foarte multe vase atunci când gătești și urmează să mergem să ne apucăm de zacusca de ton. O să vă filmez una alta, dacă aveți întrebări despre cum se pregătește, nu uitați să îmi scrieți că vă dau și vouă rețeta. Aici încerc să filmez așa cât un pic din fiecare și subiecte care se intereseze pe unii, rețete care se intereseze pe alții și tot așa. Și acum am dat play să vorbesc puțin pentru că am găsit aici în agenda mea, eu am mai multe agende, una destinată cheltuielilor, una destinată mie personal, cum mă organizez și așa mai departe. Și o agendă destinată bebelinei pe care i-am făcut-o, în care notez toate ecografiile, bineînțeles și cheltuielile pe care le am în funcție de trimestru. Am rămas în urmă cu unele lucruri de notat. Asta ca idee orientativă, poate mai sunt persoane care o să mă întrebe sau am mai primit întrebări de X analize și așa mai departe și aș vrea cumva să și ajut, dar să știu și cam cât costă să facem copil la noi în țară, că nu e deloc accesibil. Și atunci am dat peste agenda asta ca să revin și știu că am zis că nu abordez atât de mult subiectul acesta cu bebe în mai ales în Vlogmas, dar eu mi-am mai scris gândurile așa pe parcursul anului ăstuia, în momentele alea mai puțin bune sau momentele în care eram foarte entuziasmată pentru ceva și v-am zis că la noi n-a fost atât de simplu, oricum o să vorbim mai mult în Q&A, au fost câteva luni bune până s-a întâmplat minunea să aflăm că vom fi părinți, dar vreau să zic că am găsit ceva scris de prin martie când tot așa îmi întârzia menstruația și credeam că sunt însărcinată, dar de fapt nu eram și mi-amintesc așa toate dezamăgirile alea și mereu fugeam dimineața și mi-am luat câte un test și veneam acasă și era negativ și plângeam și îi trimiteam poză iubitului meu și am foarte multe poze din astea în telefon. Știu că pentru unii poate lucrul ăsta e foarte simplu și am intrat să vă zic mai mult asta nu ca să vă explic suferința mea din perioadele alea, deși dacă ați trecut prin momentul de genul, vă dați seama, ci pentru că am primit foarte multe mesaje de la voi în care v-ați expus așa cumva și v-ați pus sufletul pe tavă și a zis ce pot să mai fac pentru că am încercat de toate și tot așteptăm de luni de zile sau de ani de zile. Am mai vorbit cu cineva care a zis că a așteptat 14 ani chiar și cu tratament până să o facă pe fetița pe care o are. Mi se pare foarte grea așteptarea asta și mai ales atâția ani, plus că mai știu și persoane din jurul meu care așteaptă de câțiva ani buni și totuși nu se întâmplă și atunci cumva voiam să vă zic că nu sunteți singure, cam asta e ideea, de am intrat aici să vă zic și știu ce e în sufletul vostru, chiar știu. Știu ce înseamnă să ți se zică că nu e nimic, că e totul în regulă și de la lună la lună totul să nu se întâmple, deși știi că faci toate lucrurile așa cum trebuie să făcute. Știu cumva frustrarea asta și de aia am vrut să vă zic că nu sunteți singure și sper la un moment dat și la voi să fie totul bine și să se întâmple așa cum vă doriți voi. Da, m-a luat așa o stare mai emoțională, să zicem așa, pentru că știu că este un subiect destul de sensibil pentru foarte multe femei și ar trebui normalizat lucrurile acestea și niciodată să nu puneți întrebarea când faci un copil, de ce nu aveți un copil, mi se pare foarte frustrantă și poți să ajungi de la a-ți dori un copil la nu-ți mai dori niciodată, pentru că pur și simplu tu vezi că la tine nu se întâmplă și atunci nu mai vrei să auzi de copii, să-i mai vezi. Orice veste că ceilalți de prin jur o să aibă un copil te enervează și devii irascibil la auzul acestei vești, eu înțeleg toate simptomele acestea și prin tot ce trece să știți că este perfect normal și firesc. E normal să treceți de la entuziasm la frustrare maximă, așa de pe o zi pe alta sau de la câteva ore la câteva ore. E normal să vă simțiți vulnerabil, e normal să plângeți, e normal să așteptați. Eu chiar vă înțeleg și din suflet mă rog pentru voi să fie totul bine și mă bucur că și la noi a fost totul bine. Ieri nu am mai vorbit cu voi pentru că, adică v-am prezentat rapid cumpărăturile, dar am terminat foarte târziu cu bradul, cred că era 12 noaptea când am terminat. N-am terminat toată casa de decorat, dar o să urmeze să mergem împreună după ce pun zacusca la fiert. Și
Ieri am avut și așa o stare mai proastă că v-am zis că iubitul meu a fost să-mi ia analizele. A petrecut foarte mult timp așteptând să vină doamna doctor de la spital la cabinetul respectiv, că practic eu merg la doamna respectivă, la doamna ginecolog, merg la privat, la toate, la consult și la ecografii și tot analize, tot ce fac, pentru că știți și voi, cu statul nu decontează aproape nimic. Și am făcut foarte mai multe analize, v-am mai zis eu, și cumva unele nu mi-au ieșit atât de bine, adică n-au ieșit perfecte, mi-a zis să o refac peste 2 luni și cumva luni când merg la ea, aș vrea să mi explice un pic mai bine analizele din valorile pe care le-am înțeles eu căutând pe internet, că slavă Domnului există internet și îți spune exact niște valori acolo și niște idei. Nu ar fi nimic de care să mă îngrijorez, dar mi-aș fi plăcut să fie clean pe analize, da. O să intrăm și în detalii la momentul oportun când poate vom vorbi mai mult despre acest subiect, în caz că aveți voi curiozități sau vedem noi. Bun, vă las acum, mă pun să-mi termin cafeaua și să mănânc bomboana și fug la treabă, că nu știu când trece timpul ăsta, deci fuge, efectiv. Dar mă bucur că în casă la noi a intervenit atmosfera asta foarte relaxantă și cozy, pentru că așa se simte de când am pus bradul și cu luminițe, oricum a ieșit foarte, foarte frumos. Nu știu când am filmat vouă, nu vreau să fiu nici repetitivă, că și anul trecut am filmat cum am împodobit bradul și acolo am filmat foarte detaliat. Anul ăsta poate am luat mai puține cadre, dar eu zic că sunt suficiente având în vedere că o să fie un vlog mai destul de lunguleț, cred eu. Nu știu. Haideți că ne auzim cu zacusca și cu alte treburi din acestea de bucătărie și de decorare.
Lumina nu e cea mai bună, văd că mi se termină și bateria la cameră, știu că mă vedeți ciudat, dar vreau să vă arăt ceva. V-am prezentat eu un vlog că cumpărasem pe Durnașa o crăciuniță și v-am zis că aș vrea să mă duc să-mi cumpăr și eu. Practic a venit și ea cu o crăciuniță la mine și acum am și eu una și mă bucură tare mult că chiar aveam în plan mine să merg să-mi cumpăr, dar așa o am. Și vreau să vă arăt că mi-am mai adus niște lucruri tare drăguțe, dar vedeți că le-am dezambalat pentru că eram foarte curioasă să văd ce e înăuntru. În primul rând mi-a adus niște forme din astea foarte faine de ciocolată de la Favorina, ceva niște moși, dacă văd, și niște brăduți foarte simpatici. Ca să știți că acum e în jur de 10 seara când vorbesc cu voi, foarte târziu, a derulat ziua și a trecut timpul foarte repede, nu știu ce v-am filmat, ce nu v-am filmat, oricum am muncit astăzi și nu prea am avut timp să vorbesc cu voi, chiar dacă asta a fost intenția. Am primit și o lumânare foarte drăguțică, din aceasta din Pepco, parcă am văzut eu că este. Și miroase genial și chiar mă bucură. Pe mine decorațiunile de Crăciun și mai ales lumânările mă bucură foarte mult. Abia aștept să o desfac, de aia am vrut să vă și arăt. Și ceva ce era ambalat foarte frumos și punga de cadouri foarte simpatică. O, nu știu cum să zic, o decorațiune din asta de pus în picioare, așa, ori lângă brad, ori unde vrei tu. Dar eu am de gând să o pun lângă brad, că aveam în plan să-mi cumpăr mai multe decorațiunile astea care stau lângă braț, și mai mari și mai mici. Sincer, nu știu ce ziceam, că mi s-a întrerupt bateria la cameră, dar cred că vorbeam despre decorațiunea asta, că am tot vrut să-mi cumpăr mai multe, dar nu le-am mai găsit prin Pepco, nici nu am mai fost prin Pepco sau Kik. În Jumbo, oricum mi-a propus să nu mai merg, v-am zis până după sărbători încolo, poate undeva prin februarie, martie, nu vreau să mai merg, pentru că dau iamă în tot felul de decorațiuni și nu știu cum sunt, dar mă bucur că am primit-o pe asta și sper să aibă o viață lungă în picioare lângă braț, dacă nu o pun lângă brăduțul din cameră, că dacă văd că umblă pisicile la ea, e foarte simpatică, e așa un îngeraș foarte, foarte drăguț cu, nu știu să zic, o fel de căciuliță care te duce cu gândul la o bufniță, că eu inițial am crezut că este o bufniță. Da, și cam asta a fost pe ziua de azi, am așa o oboseală acumulată cu energie pozitivă și cu agitație, agitație că încă mi-a rămas, pentru că toată ziua m-am agitat. Să termin și partea de decorare, pentru că ați văzut că am mai decorat pe aici pe acolo, nu știu cât v-am filmat, de sincer încă nu știu, și partea de mâncare care a durat ceva timp și noroc că a venit iubitul meu în casă și mai devreme și a avut el timp să facă curățenie, adică ce înseamnă dacă aspiratorul, pisici, etc. Că dacă venea târziu și nu avea timp de lucrurile astea, atunci era mai complicat pentru mine, dar ne-am încadrat foarte bine. Nu v-am mai filmat felul 2 pe care l-am făcut, păstrăvul la cuptor cu roșii la cuptor și piureul de mazăre. Sincer, n-am avut timp să vi-l filmez pentru că l-am pus pe farfurii și l-am dus direct să-l mâncăm, dar a ieșit foarte gustoasă toată masa, cel puțin eu așa zic. A părut că le-a plăcut și lor și mă bucură că a fost totul în regulă, dar în rest am stat la povești, cred că vreo 3 ore, a trecut timpul, nici nu știu că n-a zburat. Și mâine, o să vă mai filmez puțin din mâine dimineață, pentru că mâine practic trebuie să apară vlogmasul acesta, primul de pe acest an, care a fost așa un pic agitat, un pic de toate, dar mă bucur că v-am arătat și câteva lucrușoare de Crăciun, ca zic așa, câteva cadouri primite și știu că vouă vă place când eu vă arăt cadouri. Și mâine o să vă filmez doar puțin prima parte dimineață, pentru că merg să mă întâlnesc cu prietena mea Alina, sigur o știți, de la care v-am mai dat eu căni și anumite lucruri pentru giveaway. Tot mă întâlnesc cu scopul de a lua o căniță pentru giveaway-ul pe care îl pregătesc pentru voi. A vrut și ea să aibă o contribuție la acest giveaway și atunci a zis că vrea să vă dea o căniță. Oricum o să vă arăt mâine și când voi da startul la giveaway, atunci o să vă anunț eu mai multe detalii. Dar da, am intrat acum ca să vă... ca să vorbesc cumva și cu voi, pentru că îmi dau seama că astăzi nu am vorbit cine știe ce, v-am filmat pe aici, pe acolo, zacusca a ieșit foarte bună, deci zacusca aia cu ton genial, a ieșit atât de gustoasă și a rămas foarte multă, deci cred că sâmbătă, asta a fost și intenția de fapt, să fac ca să ajungă și pentru părinții mei și frații mei, că aș vrea să le duc și lor cumva sâmbătă, pentru că am făcut-o acum câțiva ani, prima oară, zacusca asta și unul dintre frații mei, nu știu unde era, și nu a gustat, sincer nu mai știu care a fost conjunctura, dar nu, el nu a gustat și mereu când vorbim despre zacusca aia cu pește pe care ai făcut-o tu, el zice că nu a mâncat și acum vreau să-i duc și să văd dacă îi place sau nu îi place.
Și cam atâta o să vă filmez. Sper că a fost un vlog destul de interactiv pentru voi, destul de interesant. Eu încerc să abordez fel și fel de subiecte aici, încerc să vă arăt viața mea de zi cu zi, pentru că cam asta arată toată lumea în vlogmas. Acum știu că sunt persoane care în mediul online care se pregătesc special pentru perioada asta de vlogmas, fac un intro special pentru vlogmasul ăsta, au anumite activități de zi cu zi special create ca să fie cât mai vizionate. După cum știți, la mine e viața mea de zi cu zi. Mai plictisitoare, uneori mai obositoare, alte ori mai interactivă, dar e viața mea de zi cu zi și asta vreau să vă arăt, de-aia nici nu încerc să mai filmez și să postez zilnic, pentru că mi se pare un pic cam prea obositor și chiar vorbisem cu cineva că nu așteaptă perioada asta vlogmasului pentru că a început toată lumea să facă și pentru că cumva conținutul e similar de la o fată la alta. Într-adevăr, cam toată lumea face același lucru pentru că, ce să vedeți, suntem oameni și cam toată lumea are aceeași viață, adică mănânci, dormi, la muncă, decorezi, ce poți să faci de Crăciun, adică luna decembrie, cam toată lumea are aceeași monotonie a vieții, aceeași rutină, ca să ne spunem monotonie. Și da, cumva devine repetitiv pentru că toată lumea face vlogmas. Vă zic sincer că dacă în anii anteriori urmăream și eu foarte multe persoane la capitolul vlogmas, anul ăsta abia de mai urmăresc vloguri. Vreau să zic că singurile vloguri pe care le urmăresc cu regularitate, aproape, undeva 90%, sunt cele ale Georgianei Dumitra. Este singura persoană reală din mediul online, după părerea mea, în ceea ce privește vlogmasul și vlogurile în general, care arată o viață normală și normală din punctul meu de vedere, adică ce înseamnă normalitatea pentru mine, și este singura care ți induce sentimentul ăla de cozy. Practic, de ce ai vrea să te uiți la un om? Să vezi ce face, să te inspire, să te ajute. Și are și rețete, are și de organizare, are și despre viața ei și mi se pare o persoană foarte muncitoare, fără să se plângă din lucruri de nimic, o persoană cât de cât ancorată în realitate și totodată care cât de cât se încadrează în normalitatea mea, să zic așa, și este singura pe care o urmăresc și pot să zic că la vlog măsuri doar la ea mă uit, în rest toate celelalte persoane au început să mă plictisească la fel de mult. Dar acum depinde de gusturi. Sunt persoane care se uită la Xuleasca sau sunt persoane care probabil se uită la toată lumea la vlogmas. Nu știu, depinde de fiecare și de gusturile fiecăruia. Eu vă mulțumesc celor care vă uitați la mine. Mulți, puțini, nu contează. Știu că sunt persoane aici pe canal care așteaptă foarte mult perioada asta vlogmasului și eu pentru oamenii ăia o fac. Și totodată pentru a împărtăși ce mai fac eu viața de zi cu zi, pentru că așa cum am zis, oricum sunt datoare. Anul ăsta mereu v-am promis clipuri și au tot intervenit lucruri și n-am mai apucat, dar în vlogmasul ăsta, sincer, eu nu mi-am propus, în comparație cu anii anteriori, nu mi-am propus nimic wow să fac, mi-am propus doar să fiu prezentă și cred că asta aș vrea eu să urmez în acest vlogmas. Gata, că sunt foarte obosită și vreau să mă duc și eu să mă relaxez, că a fost o zi cu foarte multă muncă și pe fugă, să zic. Vă las și ne auzim puțin mâine, după care cred că încheiem și o luăm de la capăt cu celălalt vlogmas, normal. Fetelor, it's time! Știu că multe v-ați luat calendarul acesta de la Balea odată cu mine și ați profitat chiar și de ce v-am zis eu de reducerea aia de 25% cu cupon, așadar deschidem împreună calendarul advent, poate până vedeți voi vlogmasul acesta. Poate deja l-a deschis, îmi dau seama că sunt un pic roșie, că am fugit un pic, am fost să iau cana de la prietena mea, Alina, nu am stat foarte mult, din păcate, v-am zis că și ea cu treburi și eu cu treburi, dar înainte de a deschide și de a vă arăta cănița, voiam să vă zic un călduros la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni, indiferent că vă aflați în țară și mai ales dacă vă aflați în străinătate, pentru că îmi dau seama că nu este deloc ușor să stai în afară, departe de familie și așa mai departe, dar mă rog, fiecare știe ce face mai bine pentru el. Eu doar voiam să vă urez la mulți ani și sper că aveți parte de o zi foarte cozy. La mine e un pic așa agitație și nebunie, chiar vorbeam cu iubitul meu că parcă în fiecare zi un lucru de rezolvat și avem mai multe lucruri de făcut, dar vreau să închei aici acest prim vlogmas cu calendarul acesta, deschidem prima zi și totodată vă arăt și cănița pe care puteți o primiți la giveaway atunci când voi da startul, undeva pe săptămâna următoare. Cred, nu știu încă. Și apoi încheiem pentru că o să reiau cu vlogmas 2, că am văzut că vlogmas 1 e destul de lung. Haideți să deschidem prima casetuță din acest calendar uimitor. Sper să fie ceva ce îmi place. Acum nu știu, să vedem, să vedem. Unde este 1? Poate voi l-ați zărit deja, dar eu recunosc că sunt un pic cam
chioară de felul meu. 1. Mamă, e destul de mare, nu mă așteptam, mă așteptam la ceva micuț. Asta îmi place la Balea, că au produsele destul de măricele. Hai să vedem cum facem să nu stricăm pe aici. Scoatem așa. Nu știu dacă vedeți, sper că vedeți acolo. Bun. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Drăguț mesaj. Unele mesaje sunt în engleză, dar unele sunt în chineză, în germană. Ce ar trebui să fie? Duș peeling. Wow, ce fain. Chiar aveam nevoie. Bine, nu, chiar mai am în baie. Dar știu că, în general, astea de la Balea miros foarte bine. Îl voi lăsa jos. Doamne, deci nu știu câte le am la rând e când iau calendarul acesta la Balea și în fiecare an mă entuziasmez. Cred că ambalajele produselor seamănă puțin cu ambalajele produselor din calendarul Balea de acum 2 ani. Vreau să văd dacă miroase a Crăciun. Wow, ce consistență faină are. Nu știu dacă se vede acolo. Bravo mie, că am dat pe jos. Bine că nu e nicio pisică pe aici. Mi se pare că miroase un pic ca fructe de pădure. Au prăjitură cu fructe de pădure și poate un mic iz de vanilie și scorțișoare. Dar mai mult a fructe de pădure. Doamne, ce mă bucură. Deci pe mine mă bucură maxim produsele astea de la Balea. Și în fiecare zi o să deschidem împreună câte o astfel de casetuță. Abia aștept să văd. Văd că sunt și produse mai mari și produse mai mici. Genial, mi se pare. Și haideți să vă arăt rapid și cănița respectivă. Dacă mai vedeți dezastru prin spate, eu sunt în proces de editare. Alina mereu le ambalează foarte, foarte frumos. Chiar dacă ea știe că eu le desfac, le fac poze, ea totuși ține morții să mi le dea mereu foarte drăguți, împachetate. Și am ceva care a făcut și pentru mine, dar vă arăt imediat. În principiu, aceasta este cana. De data asta am vrut să mergem pe o cană. Anul trecut parcă am dat o cană de Crăciun, dacă mă înșel, sau nu mai știu exact ce am făcut. Dar am vrut să mergem pe o cană care merge pentru toate sezoanele. Și este o cană cu lavandă, foarte frumoasă. Este lucrată manual de ea, așa cum știți că face în general. Uitați doar câte detalii. Eu, Doamne, în viața mea n-aș putea face așa ceva. Mi se pare o muncă colosală. Și îmi place foarte mult cănița aleasă, adică are un mâner foarte fain. Și asta o să meargă la una dintre voi împreună cu o carte și, mă rog, un alt kit. Vreau să văd dacă... Da, ne-a lăsat și niște instrucțiuni de folosirea cănii lucrate manual. Dar asta o să o primească tot persoana care primește și cănița. Foarte simpatică și, așa cum am zis, o să facă parte din acel kit cozy. Și pentru mine a făcut ceva foarte drăguț, ceva cadou pentru baby. I-am zis că aș vrea o decorațiune care să fie roz sau albastră în funcție de sexul bebelușului. Între timp noi am aflat că este fetiță și mi-a făcut decorațiunea asta așa cu roz. Este o gnomiță. Acum îmi pare, într-un fel îmi pare rău că nu i-a scris numele, pentru că noi avem numele ales, dar într-un fel îmi pare bine, pentru că dacă avea numele scris nu mai puteam să vă arăt. Că numele îl păstrez secret, să zicem așa, până se va naște. Dar uitați ce drăguț arată gnomița asta. Poate o să o rog la anul, când o să fie primul Crăciun al bebelinei. O să o rog tot pe Alina să scrie aici numele ei. Cred că ar intra foarte, foarte bine. Și se vede foarte simpatic. Este o gnomiță așa cu roz. Și, bineînțeles, este o decorație unei din lemn, cum știți că Alina face. Și abia aștept să o atârn în brăduleț. Bun, vă las acum. Mulțumesc pentru vizionare la acest vlogmas. Și ne vedem zilele următoare cu vlogmas numărul 2.